Neluțu Sabău, un personaj iubit în Giulești, de 3 ori în Giulești, de 2 ori în postura de jucător și odată în postura de antrenor. Acum a venit Rapidul după tine la Cluj. Cum e această revedere? Da, ce emoționant, pentru că la Rapid am trăit niște momente foarte, foarte frumoase, neașteptate. De ce spun asta? Pentru că veneam din Italia, sigur Olanda, Italia, 8 ani și nu mă așteptam să fie așa o atmosferă, așa condiții de performanță. În perioada respectivă domnul Copo s-a investit foarte mult, sigur aveam pe domnul Lucescu și un grup de jucători excepționali, de jucători tineri, de calitate, și am reușit să creăm așa un grup foarte puternic și după mulți ani să câștigăm acel campionat atât de important pentru mine, în primul rând, pentru că m-am simțit foarte, foarte responsabil, așteptările erau foarte mari din partea jucătorilor, în primul rând, aveau nevoie de un lider, iar eu trebuia să fiu, într-adevăr, un lider, în primul rând, în teren. Și așteptările din partea publicului și, sigur, e foarte important să nu-ți dezamăgești, să nu-l dezamăgești pe cel care te aduce, pe domnul Lucescu, pentru că și-a asumat și acest lucru, și pentru mine era foarte important să joc foarte bine și să nu mă gândesc la mine, să mă gândesc cel mai mult la ce înseamnă să câștigi un campionat în România, întorcându-mă în România. Și am făcut-o în Giulești. Întors în România după aproape 8 ani de fotbal la înalt nivel în Occident. Cum a fost reimpactul pentru tine cu fotbalul românesc, în contextul în care toată lumea știe că de-a lungul carierei ai fost un profesionist desăvârșit, ai respectat meseria de fotbalist și te întorceai într-un fotbal românesc în care încă exista destul de mult noroi? Da, dar m-am concentrat foarte mult, adică mai puțin m-a interesat ce să... Era oricum un campionat destul de puternic, pentru că și Dinamo și Steaua aveau echipe bune, erau echipe puternice, aveau jucători de calitate. Dar m-am concentrat mai puțin pe ce se întâmpla, ce era în campionatul nostru și m-am concentrat, pe ce a însemnat să câștig un trofeu, un campionat. Important această întoarcere, pentru că am venit și pentru că erau condiții extraordinare la Rapid. Erau condiții mai bune decât la Brescia, în Italia. Deci așa condiții aveam, de fapt, la Rapid. Pentru că înainte de a semna, am venit să văd, în primul rând, ce înseamnă în România după 8 ani de zile, pentru că nu plecasem de 8 ani, nu mai știam cum sunt lucrurile, cum stau lucrurile în România. Am venit, am văzut baza sportivă, sigur, fiind și domnul Lucescu, mă așteptam că vor fi condiții foarte bune. Atunci am zis, da, ok, aici se poate face performanță. Și repet, ce m-a interesat cel mai mult, nu eu să ies în evidență, să câștig acest campionat atât de important pentru mine, în primul rând, și ce a însemnat acei suporteri care, efectiv, am simțit acea forță de care ai nevoie când joci, da? Suporterii să fie lângă tine, să te împingă de la spate. Ai simțit vreun moment din partea suporterilor că ai avut și un trecut dinamovist? Niciodată. 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 Și nu știu, poate că am fost eu respectuos, sincer cu ei. N-am ascuns niciodată acest lucru, dar am avut un respect deosebit pentru niște oameni și mi-am făcut treaba, datoria. Și cred că așa e firesc, să n-ascundem ceea ce simțim până la urmă, dar întotdeauna să existe un respect. Am văzut anumiti jucători care trec de la o echipă la alta și încearcă să critique suporterii sau clubul respectiv, unde au poate chiar a făcut niște rezultate. Eu n-am niciodată am spus exact ce simt, cum este corect. De fiecare dată am spus, pentru mine echipa de suflet este Universitatea Cluj, aici m-am format ca jucător, aici am avut cele mai mari emoții pentru că am debutat la o vârstă tânără și firesc și normal și oamenii înțeleg. Da, mă, e normal să fie așa. La fel am jucat la Dinamo, în care am avut 2 ani de zile excepționali, mai ales în cupele europene. Am jucat la echipa națională, m-a format pentru cel mai înalt nivel de performanță Dinamo,
Nea Mircea Lucescu și tot ce a însemnat acel grup de jucători și sigur m-am format pentru echipa națională. Iar a venit plăcerea de a câștiga iarăși trofei, am venit după 8 ani, 4 ani de zile la Rapid, 2 campionate, înseamnă enorm de mult. Adică plăcerea, atmosfera de fotbal, de a zic că Rapidul rămâne, n-are cum să-l șteargă cineva și totdeauna o să spun exact cum au stat lucrurile, nu mă feresc. Da, da, da. Pentru că vorbeai puțin mai devreme de debut. Nu toată lumea știe, debutul tău în Prima Ligă a fost într-un meci în 86, un meci în Giulești Rapid, Universitatea Cluj. Corect. Erai foarte tânăr atunci și a fost primul tău impact cu Giuleștiul. Cum ai simțit atunci din postura de adversar? Ai emoții mari. Să debutezi, să acele senzații care le trăiești la vârsta aia, de fapt, când ești foarte, foarte tânăr, emoții, dorința de a convinge pe antrenor, de a-ți câștiga încrederea, de a nu dezamăgi, de a îți prinde un loc de titular, să fie acolo și atmosfera, pentru că, sigur, astfel de meciuri te ajută să te dezvolți, unde e presiune foarte mare, unde e public, pentru că fotbalul așa se juca atunci, nu? Cu public, stadioanele pline. Și asta a contat foarte mult, nu numai în dezvoltarea mea, dar în dezvoltarea acelor jucători din perioada respectivă foarte, foarte tineri. Îți imaginai la vremea aceea că într-o bună zi vei ajunge la Rapid? Nu te gândești. Nu te gândești. Da, e foarte important, cum le spun și la jucătorii mei, întotdeauna respectați pe toată lumea, nu știi unde te duci. Unde lasă ușa deschisă, lasă loc de bună ziua întotdeauna. Fiți respectuoși și vorbiți de bine pe ceilalți, dacă nu reușim, nu vorbiți de rău, pentru că la fel între ei să se respecte, pentru că vor rămâne până la urmă unii dintre ei vor fi antrenori, alții vor lucra în anumite cluburi și foarte importantă această relație de respect și de prietenie, de încredere unii în ceilalți. Întorcându-ne la câștigarea titlului cu Mircea Lucescu, cum a reușit să te convingă să te întorci în fotbalul românesc, să vii la Rapid, în contextul în care probabil că după 8 ani de fotbal occidental erai mult mai obișnuit cu ce afară? S-a întâmplat afară, da. Da, eu aveam încă o propunere de prelungire a contractului, l-aveam pe masă contractul, dar am zis, mă, după 8 ani de zile îmi doream altceva, vreau să... Era o presiune foarte, foarte mare în Italia și nu ușor atât timp să joci la cel mai înalt nivel și cu acea presiune. Și a venit domnul Lucescu, a venit în Italia, am avut o discuție, mi-a propus revenirea în România la Rapid, mi-a explicat de ce înseamnă condițiile, mi-a dat de principiu acordul. Așa am ajuns în România și am văzut ce condiții sunt la Rapid, am avut și o discuție cu domnul Copos și până la urmă m-au convins, chiar dacă a fost destul de greu pentru familia să se readapteze, mai ales la copiii ei, făceau școala în Italia, știau foarte bine italiana, școala, toată viața, toată familia. Atunci. Toată familia, da. Practic ai început un nou mod de viață. Exact. Nu doar tu, ci și familia. Da, un nou mod de viață. Și în plus ne luptam la titlu, era o echipă foarte ratase campionatul, clar că era o echipă bună. Era Mircea Rednic, Lupu, Dan, Danuț și era un grup de jucători, chiar mi-a plăcut foarte mult. Adică se lucra, toți erau focusați pe ce înseamnă performanța, dorința de a câștiga următorul an campionatul. Chiar dacă am avut un adversar greu pe Dinamo, pentru că juca bine, mai ales la început de campionat, Dinamo juca foarte, foarte bine turul de campionat. Revenind la vestiarul Rapidului, ai regăsit acolo jucători cu care chiar ajunsese și la campionatul mondial, nume grele în istoria fotbalului românesc, dar și un grup de tineri, pentru că Mircea Lucescu încerca să promoveze și tinerii. Te-ai simțit vreun moment ca un profesor pentru ei? Și de ce spun întrebarea asta? Pentru că discut cu mulți jucători din acea perioadă și
toți au văzut în tine ca un fel de părinte la un moment dat, în contextul în care se știe că nici n-ai fost un jucător dur și mai mult decât atât ai încercat să fii ca un profesor. Da, am simțit asta și un respect deosebit. Deci, efectiv, eu spun, am câștigat două campionate, le-am mai spus și la jucători, doar comunicând foarte mult cu ei și responsabilizându-i și foarte mult dirijând echipa. Adică, efectiv, stând în teren, vorbeam foarte mult. La un moment dat, mi-aduc aminte, jucam la Craiova și Pancu mi-a zis, mă, cum poți să vorbești atât de mult și atât de mult să ne tot în drum, să ne zici stânga, dreapta, hai înapoi și mai și joci. Zic, chiar să uite. Că la un moment dat, sigur, eram și enervant, că tot vin înapoi, vezi, nu pierde mingea și așa mai departe. Și la un moment dat, cum mai și joci și să tot timpul să vorbești cu noi. Să... Da. Da, pentru că respectul se câștigă. Iar am reușit prin tot ceea ce am făcut, în primul rând, să fiu alături de ei. Chiar ieșeam la mese cu Ienci, cu Pancu de multe ori, mâncam împreună după antrenament. Mai beam o bere, stăteam împreună, da, ne împrieteneam, contează foarte mult să-i cunosc, să-i încurajez, pentru că era un grup de jucători foarte tineri. Știu ce înseamnă să fii jucător, știam ce înseamnă să fii un jucător tânăr, de ce au nevoie ei să existe disciplină, că fără disciplină și fără sacrificiu nu se poate. Deci ei au niște calități extraordinare, doar că trebuie să fie focusați pe ceea ce înseamnă cariera de fotbalist. Cum a fost povestea acelui titlu câștigat cu Mircea Lucescu? Ce ți-a rămas pe retină din acel an? Și în primul rând că am fost o echipă foarte, nu știu cuvântul pragmatic dacă e potrivit, dar eram o echipă foarte bine definită. Un joc foarte eficient. Jucam clar, știam lucrurile care trebuie, sigur, antrenându-le, insistând Nea Mircea și personalitatea lui Nea Mircea, pregătirea meciurilor și așa mai departe. Devenisem o echipă foarte responsabilă, foarte atentă la detalii și eu cred că aici s-a făcut diferența. Implicare totală, seriozitate, respectul față de ce înseamnă munca unui antrenor și noi, ca și grup, luptam unul, jucam unul pentru celălalt și se vedea clar cât de mult își doresc și venirea mea, prezența lui Dan Lup, lui Dănuț Lupu, prezența lui Rednic, i-a responsabilizat foarte mult și pentru ei, zic eu, că am fost niște modele pe care ei încercau să le imite. Aveam jucători tineri, aduc aminte Schumacher, Măldă, Ienci, Pancu, Măldărășanu, Pancu, cine mai era să nu greșesc. Jucători care aveau să ajungă la un nivel foarte mare. Sigur că da. Deci, Zeno Bundea care era și mai erau și ceilalți jucători cu experiență, Stanciu, la un moment dat Cristi Dulcă chiar la început, după care el a plecat. Da, deci a fost un grup în prima parte, după care, sigur, al doilea an când am câștigat, au venit cei doi tineri, Bratu și cu Nicolae, care efectiv, ca doi atacanți, incredibil ce calități aveau. Dar era plăcerea de a veni la antrenament, de a veni mai repede, de a pleca mai târziu, de a exersa mai mult, de a te perfecționa. Și asta a dus la acele rezultate și atmosfera până la urmă, pentru că și publicul, important cum te comporți ca să-l câștigi de partea ta, să vină și să-ți creezi acea atmosferă. Da, pentru că era o emulație foarte puternică, iar publicul era fometat de trofee și le aștepta și mai ales în... Și nu s-a mai mulțumit după primul trofeu. După campionatul câștigat, a crescut nivelul de pretenții, erau... Nu. E normal să câștigăm campionatul și asta e mentalitatea unui club puternic. Și mentalitatea unor... Te obligă clubul și da, sigur că da, te obligă, adică nu mai joci pentru jumătatea clasamentului sau salvarea de la retrogradare, nu. Deci atmosfera, prezența publicului obligă. Condițiile care se le creează clubul dau prima dată ca să pot pretinde, știi? Să pretinde, da. Spuneam că erai ca un profesor pentru cei tineri, dar în vestiarul Rapidului erau și alte nume grele, jucători cu experiență precum Stanciu, Dănuț Lupu, Mircea Rednic și așa da, mai departe. Da, niște oameni deosebit. Lobons care venise, am uitat de Lobons. Lobons, da. Ce vorbi. Lobons care a contat foarte mult în câștigarea acelui titlu. Da, da, da. Dar cum reușeai să
să comunici și să ții un drum echilibrat cu acești jucători cu experiență și caractere diferite? Păi eram, în primul rând, prieteni, aveam încredere unii în ceilalți, până la urmă de acolo pleacă totul. Să fim sinceri unii cu ceilalți, să vadă că de efectiv tot ce fac, fac pentru echipă, ca echipa să aibă rezultate, să fim buni. Și până la urmă asta, aici e secretul, nu există alt secret. Să muncești foarte mult, în teren să se vadă că ai calitate, ai valoare și ești acceptat. Până la urmă acolo e toată problema. Să ajuți echipa, adică să fii lângă ei, da, bă, avem un om care efectiv se vede clar că face diferența. Adică nu numai vorbește, adică efectiv ajută prin tot ceea ce face, ajută echipa. Și prin asta îți câștigi încrederea celor din jur. Sincer cu ei, când ai ceva de spus, le spui direct în față, discuți cu ei, nu ai răutăți, invidii, orgolii personale, joc pentru mine, ajung în situații bune și joc pentru mine, eu vreau să ies în evidență. Nu, pentru mine era o satisfacție, o plăcere să văd că pot să pun în valoare pe ceilalți, că printr-o pasă pe care am dat-o, el a avut o reușită. Deci eu mă simțeam ca și cum eu am marcat. Asta era plăcerea mea. Sau îmi plăcea foarte mult când, dacă unul pierdea mingea, să merg efectiv să fac pressing, să recuperez mingea. Pentru mine era o plăcere efectiv să alerg, să mă lupt pentru... Era om de echipă. Om de echipă. În primul rând asta pe mine asta m-a preocupat. Și că m-am transformat și eu nu veneam să cred cât de mult îmi doream să câștig acele trofee. Deci efectiv încărcătura pe care aveam, efectiv echipa trebuie să câștige. Nu mă interesa că de multe ori conduceam cu 1-0, 2-1, nu mai plecam din fața părării. Acolo rămâneam ca să nu primesc gol. Nu mă interesa să plec, să fac diferența, să ies în evidență și așa mai departe. Mă interesa efectiv atât de bine să fim organizați încât meciul ăla trebuie câștigat. Dar nu să ies în evidență. De la Rapid ai plecat într-un moment bun al echipei. Ce te-a determinat să pleci atunci? Am plecat pentru că Ucluj era într-o situație foarte grea. Așa îmi spunea că dacă nu aș veni, clubul riscă să desfințeze. Nu mai erau condiții, erau mari probleme la club. Era aici un domn președinte care a venit la baza sportivă. Nu știu de ce a venit atunci și chiar am avut o discuție. Și atunci am zis, bă, vin acasă, echipa mea de suflet, mă întorc, Ucluj, vreau să încep și cariera de, îmi plăcea foarte mult, am posibilitatea să joc, să și antrenez, mă verific pe mine să vedem, îmi place, nu-mi place, eram acasă și ăsta a fost motivul, în primul rând, să ajut pe Ucluj. Teoretic părea sfârșitul carierei la Rapid. Da. Dar a urmat o întoarcere în Giulești și un nou titlu. Da, aici n-am fost înțeles, susținut suficient, am fost nevoit să plec, din păcate, și din fericire m-am întors iar la Rapid și iarăși am câștigat un campionat. Ai câștigat un nou campionat având la timonă un fost coechipier. Mircea Rednic. Da, cum era să lucrezi cu Mircea? Foarte bine pregătit. Cum a reușit el? Pentru că totuși era un antrenor foarte tânăr în acel moment. Da. Păi, el a insistat să merg. Noi eram și foarte buni prieteni de la Dinamo, am fost și colegi de cameră. Ne-am înțeles bine, nu? Ce să zic. Și atunci, efectiv, pentru el a contat să fiu acel om de legătură între echipă și staff. Un om care să-i dea informațiile corect, să audă numai ceea ce trebuie, că e foarte important acest lucru, că să nu dai anumite detalii din vestiar care sunt al jucătorilor și care nu trebuie să ajungă. Numai lucrurile constructive, lucrurile care el să gândească și să dea cele mai bune sfaturi. Aici mă vorbesc de Mircea Rednic și atunci echipa avea încredere în mine, știa că Mircea va auzi doar ce trebuie să audă. Iar eu, să fiu sincer cu Mircea, să-l ajut, de fapt ne ajutam unul pe celălalt. Așa s-a creat acea colaborare, zic eu, foarte, foarte, foarte bună între Mircea și mine și echipa. Și eu cred că a fost un moment foarte bun pentru mine când m-am întors și am reușit din nou să câștig campionatul cu o trupă foarte bine pregătită și chiar... Mircea Rednic e un antrenor foarte, foarte bine pregătit, foarte serios.
Întâmplarea, sau nu neapărat întâmplarea, face ca retragerea ta din Liga 1 să fi fost într-un meci Rapid UTA 3-0 în Giulești, când Rapid era deja cu o etapă sau două înainte, era deja campioană. Cum ai simțit acel meci, acel ultim meci pe prima scenă și evident cum ai savurat cel de-al doilea titlu câștigat cu Rapid? Acele emoții greu de descris când știi că e ultimul meci, e acea atmosferă, atâtea momente frumoase petrecute în Giulești, cu atâta încărcătură din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional. Sigur că nu vrei să vină acel moment, până la urmă vine. Acel moment să te desparți, să pleci, să revii din nou la Cluj. Și a fost eu zic că pentru un sportiv de performanță, eu cred că sunt momente unice să te retragi câștigând un campionat. Efectiv să pleci câștigând un campionat. Da. Și cred că acesta a fost și motivul pentru care am rămas în memoria acestor suporteri. Am văzut și la meciul Cluj Rapid căldura, aprecierea, respectul și îmi dau seama că merită într-adevăr să fii un om serios, să pui pasiune în tot ceea ce faci, să apreciezi astfel de gesturi, pentru că de multe ori asta contează cel mai mult. Și eu asta am apreciat mult mai mult decât, nu știu, să ai un salar, să ai niște bani, să nu fii înțeles greșit. Este foarte important, dar ceea ce rămâne cel mai mult, eu cred că această relație, acest respect și performanțele. Astea rămân și alea nu se vor șterge niciodată, ceea ce faci de fapt până la urmă. Ai avut o carieră fabuloasă într-un sport de bărbați, în care uneori lupta este dură, nervii se întind, oamenii se mai și lovesc. Totuși, mi-amintesc în urmă cu niște ani, ți-am dat un telefon și te-am întrebat ce faci, Neluțu, și mi-ai răspuns, eram afară, plantam o floare. Da. Cum ai reușit în viața asta de sportiv să echilibrezi omul care plantează o floare cu jucătorul de pe teren care la un moment dat poate chiar își lovește un adversar? Bine, asta e sportul, sigur, întotdeauna am luptat pentru minge, întotdeauna m-am gândit, așa am fost și educat și a fost poate și eu ca om, dar antrenorii mi-au transmis întotdeauna că trebuie să respect ce înseamnă club, ce înseamnă coechipier, antrenor, ce înseamnă publicul, dar trebuie să respect cel mai mult adversarul. Adică niciodată să te gândești să-i faci rău, pentru că el, prin această meserie, își câștigă existența. Și niciodată, totdeauna am fost foarte atent să nu cumva în urma unei intrări la minge să îl accidentez. Atunci a fost o luptă pentru, până la urmă, pentru a câștiga meciul și poți să o faci fără nicio problemă. Nu e nevoie să înjuri, nu e nevoie să jignești, nu e nevoie să joci murdar ca să faci performanță. Și eu cred că și relația asta cu toți cei cu care am jucat mi se pare o relație foarte frumoasă, de respect, până la urmă. Iar celelalte lucruri țin și de sensibilitate, de educația care am primit-o de la părinți până la urmă, faptul să iubești, nu știu, natura, să îți lucruri frumoase, să găsești plăcerea în astfel de lucruri, să ai grijă de niște animale, nu, câini sau ce ai acasă, efectiv să le îngrijești, să le iubești până la urmă. Asta fac parte de noi ca oameni și nu trebuie să uităm partea asta. Nu avem voie să o neglijăm și din contră, eu cred că astea sunt cele mai importante lucruri la o persoană. Pentru că asta depinde de noi și asta putem fi. Celelalte, rezultate, evoluție, așa mai departe, depinde și de alții. Da. A urmat o nouă descindere a ta în Giulești, de data asta în postura de antrenor, dar și în alte condiții. Cum a fost perioada aceea? A fost o perioadă grea. Am acceptat, domnul Copos a insistat, dar venim într-o perioadă destul de dificilă. Am făcut, cred și
E normal, am făcut și eu greșeli în a pregăti echipa, alegerile care le-am făcut. Dar era foarte greu să mai lucrez cu acei jucători, pentru că din punct de vedere financiar erau mari probleme, erau jucători cu salarii foarte, foarte mari, nu erau plătiți 3, 4, 5 luni de zile. E foarte greu să te impui în fața unor astfel de jucători cu salarii mari, neplătiți, să impui disciplină, să le ceri să facă anumite lucruri. Și până la urmă a venit acea discuție pe care am avut-o cu domnul Copos și a trebuit să plec. Și nemulțumirea, sigur, firesc, normal atunci când nu sunt rezultate a suporterilor, și am plecat din Giulești. Rapid a reușit să renască într-o perioadă destul de scurtă, din fericire, după ce a trecut prin chinuri groaznice, ca să spunem așa, atât clubul cât și suporterii. Cum vede Neluțu Sabău de la distanță Rapidul actual? Păi când ai astfel de suporteri, n-ai cum să nu revii în prim plan. Te duc sus. Nu mi se pare normal o echipă ca Ucluj, echipă ca Rapidul să înceapă de jos. Adică când ai suporteri, când ai condiții, când să efectiv să te duci cum am făcut și noi de la D. Sunt alte echipe care au 100 de suporteri, 150-200 de suporteri. Fotbal nu poți să joci fără suporte. Și ce îți oferă conducerea clubului? Financiar și condiții. Adică nu poți să ceri performanță când tu nu ai o sală de forță, nu ai terenuri foarte bune, nu ai alimentație, nu ai vitaminizare, nu ești respectat să-ți plătească la timp salariile. Adică e foarte greu, adică, și pentru un antrenor să lucreze într-o astfel de atmosferă. În final, un mesaj pentru suporterii Rapidului de la Neluțu Sabău, în contextul în care respectul lor ai văzut că există, și mai mult decât atât, tu vei rămâne un personaj legendar atât în istoria Giuleștiului, cât și în inimile suporterilor. Îmi exprim ca de fiecare dată toată aprecierea și tot respectul meu pentru ce înseamnă familia Rapid. Mulțumim!